Mulțumit de faptul că o parte din concitadinii prezenți la urne duminică 11 iunie l-au ales să conducă destinele urbei romașcane în următorii 3 ani, primarul Lucian Micu și-a anunțat colegii din primărie despre exigențele sale ca primar legitim ales, care a intrat deja în campanie electorală pentru anul 2020, cu tot ce presupune aceasta: muncă asiduă, executarea sarcinilor de serviciu și autoexigență. Începând de astăzi, am intrat în campanie electorală pentru anul 2020. Am mai făcut o promisiune și inclusiv în ședința operativă de dimineață am reiterat această idee colegilor că îmi doresc ca toate lucrările care se realizează la nivelul municipiului Roman să fie lucrări de calitate și acest lucru va reprezenta o prioritate pentru mine de asemenea. La prima ședință operativă organizată cu salariații primăriei luni 12 iunie, primarul Lucian Micu a vrut să le transmită subordonaților că cei care nu vor înțelege mesajul clar de aliniere la programul său asumat electoral prin proiectul Roman 2020 se vor pierde pe parcurs. Da, a fost o operativă normală. Din punctul meu de vedere am vrut să dau un mesaj foarte clar că activitatea trebuie să se desfășoare într-un ritm accelerat, trebuie să se desfășoare la nivelul exigențelor pe care eu le pretind și colegii care vor să facă echipă cu mine și să fie această coeziune în abordare sunt bineveniți în echipa mea pentru a duce la îndeplinire programul Roman 2020, program cu care am câștigat aceste alegeri și romașcanii ne-au investit cu încredere. Dacă vor fi colegi care nu vor face pasul și nu vor ține pasul cu mine în implementarea acestui program, probabil o parte dintre ei se vor mai pierde pe parcurs. La insistențele jurnaliștilor de a afla dacă unul dintre oamenii care se vor pierde pe parcurs este chiar omul numărul 3 din primărie, respectiv administratorul public Ovidiu Bojescu, primarul Lucian Micu nu a confirmat, dar nici nu a infirmat acest lucru. El a spus că va discuta om cu om cu cei care lucrează în primărie, cifra angajaților ajungând undeva la 350, la care se adaugă alte peste 200 de persoane de la Direcția de Asistență Socială, Clubul Sportiv Municipal și cei de la Administrația Piețelor și Oboarelor, entități administrative subordonate. Nu am făcut o astfel de analiză în acest moment. Urmează să port discuții cu fiecare coleg în parte și în funcție de aceasta să decidem de comun acord care ne va fi viitorul fiecare dintre noi. Lucian Micu a spus că administrația publică e ca la un maraton de 42 de kilometri în care cei care au obosit părăsesc traseul. E exact ca la maraton. E o cursă lungă de 42 de kilometri și nu toți ajung la final. Alergând și în timp ce se aleargă, unii mai rămân pe lângă. V-am zis că trebuie să țină pasul cu ceea ce gândesc eu și cu implementarea programului Roman 2020 pe care l-au votat romașcanii. Sigur că va fi o analiză individuală pe care o voi face eu cu fiecare coleg. Atitudinea edilului șef confirmă zvonurile potrivit cărora în campania electorală o parte dintre angajații primăriei se poziționaseră de partea PSD, sabotându-i proiectele, lucru pe care acesta l-a sesizat în timpul ședințelor săptămânale operative. Cert este că în mediul jurnalistic se vehiculează numele viitorului city manager ca fiind Aldo Pellegrini, principalul comunicator din timpul campaniei electorale. Acest lucru demonstrează faptul că Lucian Micu, odată ales, încearcă din răsputeri să infirme zvonurile adversarilor politici, precum că ar fi teleghidat în continuare de deputatul Laurențiu Leoreanu. Cum tactică aruncării peste bord a ceea ce nu-ți mai folosește este înțeleaptă în politică, iată că întinerirea echipei cu oameni de aceeași vârstă pare a fi rețeta câștigătoare a edilului proaspăt validat de votul romașcanilor.